Azi, luni, 9 a, a 2023, la orele 18, Iacob Bergheanu a fost sunat de sora Viorica Litianu, care i-a dat acordul expres să comunice următoarele. După o comă blândă, diagnostic medical, care a durat o noapte întreagă, azi dimineață fratele Ovidiu Litianu și-a deschis ochii și-a mișcat mâna și piciorul și a putut să mănânce. Ulterior, câteva linguri de supă. A încercat să rostească mai slab câteva cuvinte și, un lucru deosebit de semnificativ, să fie conștient și să solicite prin semne anumite lucruri, toate constituindu-se în semnalmentele că pare aș reveni treptat. Viorica mulțumește tuturor celor care îl poartă în rugăciune și se întreabă dacă nu tocmai asta e momentul în care medicul suprem să intervină. Cei ce iubim pe scumpul nostru vidulitianu, să continuăm să batem la ușa scaunului îndurării, pentru ca Dumnezeul nostru atotputernic, toate lucrurile sunt cu putință.